Așa era, nu poate să vorbească? Așa era, nu poate să vorbească? A ținut cu Dinamo aseară. A ținut cu Dinamo, da. Cu ocazia asta ați văzut și cum arată curtea interioară a Lirii. Ați văzut cum arată o săptămână. Aici a fost un cinematograf în aer liber. S-a intrat pe acolo, scaunele încă nu mai aveam în spate. Le aveam. Încetişor, clădirea începe să reintre în circuitul cultural și asta datorită sponsorilor și oamenilor de bine care au sărit la strigătul meu de ajutor, că nu pot să le fac singur. Și am să menționez aici, bineînțeles, pe domnul Cristian Nicolae. O să vedeți niște filme cu el pe schelă spălând fațada clădirii. Și mai multe poze în sala mare, afară, o peste tot. Apoi Costel Pătrășan, care i-a dat un nume, Muzeul Umorului, și care atrage, în momentul de față, o sumedenie de vizitatori și de pe alte țări și alte orașe. Și cu ocazia asta, lumea vede că se petrec și lucruri frumoase în Brăila. Și asta este foarte bine că ne ajută să mergem în continuare, să ne îndeplinim obiectivul. Și obiectivul va fi final, probabil, sala mare, undeva pe la sfârșitul anului sau începutul anului următor, cu puțin noroc, poate mai devreme, și în care o să se petreacă mai multe evenimente, nu de genul celor care au fost obișnuiți până acum. Zic eu cum vor fi mai deluținută, mai ridicată și mai decât aici, e de alt film totuși, adică nu mai am prea multe ce să vă spun. Tu mai vrei să mai zic ceva, dacă voce vocea rămâne? Momentul, ia. Încercați, vedem cu o